Bună ziua, bine v-am regăsit. Sunt profesor Constantina Mihăilă și astăzi vom continua lecțiile de matematică la clasa 5-a. Mi-am propus să vă prezint adunarea numerelor naturale cu proprietăți, scăderea numerelor naturale, înmulțirea numerelor naturale de asemenea cu proprietăți și factorul comun. Adunarea. Ce știm despre adunare? Cu ce am venit de la clasele mici? Știm că dacă A și B sunt două numere naturale, suma numerelor A și B este tot un număr natural. A și B se numesc termenii sumei. Operația prin care obținem numerele naturale se numește adunarea numerelor naturale. Proprietățile adunării sunt comutativitatea, asociativitatea, elementul neutru. Pe lângă aceste proprietăți, am prezentat și legătura dintre operația de adunare și relația de egalitate sau inegalitate. Astfel observăm că dacă adunăm un număr natural la ambii membri ai unei egalități, egalitatea se păstrează. Dacă adunăm un număr natural la ambii membri ai unei inegalități, inegalitatea de asemenea se păstrează. Adunând termen cu termen două egalități, egalitatea se păstrează. Și adunând termen cu termen două inegalități de același sens, la fel, inegalitatea se păstrează. Pentru exemplificare, am ales un exercițiu care îmi cere să calculez suma S egal 3 plus 12 plus 45 plus 97 plus 17 plus 83 plus 55 plus 88 plus 100. Fără a calcula efectiv, deci folosind asociativitatea și comutativitatea adunării. Pentru aceasta ce facem? Comutăm termenii, după care îi asociem astfel încât suma să devină S egal, paranteză rotundă 3 plus 97, închid paranteza, deci l-am grupat pe 3 cu 97, plus paranteză rotundă 12 plus 88, închid paranteza, am grupat pe 12 cu 88, plus paranteză rotundă 45 plus 55, închid paranteza, plus paranteză rotundă 17 plus 83 plus 100. De ce am ales să fac grupările astea? Pentru că fiecare paranteză, rezultatul fiecarei paranteze este egal cu 100. Deci S este egal cu 100 plus 100 plus 100 plus 100 plus 100. S egal 500. A fost un mod mai simplu de a calcula această sumă. Un alt exercițiu, puțin mai greuț, calculați următoarea sumă. S egal 1 plus 2 plus 3 plus și așa mai departe plus 37. Punctele reprezintă numerele lipsă de la 4 până la 36. Această sumă este o sumă de tip Gauss. Suma de tip Gauss se numește așa, deci a luat numele matematicianului german Gauss. Cum rezolvăm această sumă? Scriem încă o dată suma, așa cum ne este ea dată, 1 plus 2 plus 3 plus și așa mai departe, plus 35 plus 36 plus 37 și mai scriu odată suma, dar cu termenii de la sfârșit, deci de la ultimul la primul. S egal cu 37 plus 36 plus 35 plus și așa mai departe, plus 3 plus 2 plus 1. Adunăm cele două relații, cele două sume, S plus S este egal cu 2 ori S, egal 1 plus 37, 2 plus 36, 3 plus 35 și așa mai departe, deci plus și așa mai departe, plus 35 plus 3, 36 plus 2, 37 plus 1. Observăm că aceste sume le-am grupat în paranteze rotunde și fiecare este egal, deci fiecare din aceste sume este egală cu 38. De câte ori se repetă 38?
de 37 de ori, pentru că suma noastră are 37 de termeni. Știm că adunarea repetată este o înmulțire, deci 2 înmulțit cu S este egal cu 38 înmulțit cu 37. Și de aici scoatem suma S egal cu 38 înmulțit cu 37 împărțit la 2. Efectuăm calculul, S egal 703. Această sumă poate fi demonstrată în aceeași manieră și la modul general, adică considerând suma primelor n numere naturale. S egal cu 1 plus 2 plus 3 plus și așa mai departe plus n minus 1 plus n. Ajungem la rezultatul S egal n înmulțit cu n plus 1 împărțit la 2. Există și sume în care termenii nu sunt consecutivi. În continuare, voi trece la operația de scădere a numerelor naturale. Pentru orice două numere naturale A și B, cu condiția A mai mare sau egal decât B, există un număr natural unic D, numit diferența dintre A și B, notat A minus B. A se numește descăzut, B se numește scăzător, iar operația prin care se obține diferența a două numere naturale știm că se numește scăderea numerelor naturale. Pentru a scădea numerele naturale, ne reamintim că se scad unitățile de același ordin și, dacă nu sunt suficiente unități la descăzut, se ia o unitate de ordin imediat superior și se transformă în 10 unități de ordin imediat inferior. Într-o sumă, A plus B egal cu S, putem pune în evidență prin diferență orice termen al sumei. Astfel, fiecare termen al sumei este egal cu suma minus celălalt termen. Într-o diferență, A minus B egal cu D, putem pune în evidență orice termen al diferenței. Descăzutul este egal cu diferența plus scăzătorul și scăzătorul este egal cu descăzutul minus diferența. Am prezentat în continuare legătura dintre operația de scădere și relațiile de egalitate și inegalitate. Astfel, scăzând un număr natural din ambii membri ai unei egalități, egalitatea se păstrează. De asemenea, scăzând un număr natural din ambii membri ai unei inegalități, inegalitatea se păstrează și egalitatea se păstrează atunci când scădem două egalități, termen cu termen. Spre exemplificare, am ales o problemă ușurică. Un autocar parcurge 349 de kilometri în prima zi, cu 52 de kilometri mai puțin în a doua zi, iar în cea de-a treia zi parcurge cu 276 de kilometri mai puțin decât în primele două zile la un loc. Ce lungime are traseul parcurs de autocar în cele trei zile la un loc? Mai întâi am calculat kilometri parcurși în a doua zi, 349 de kilometri. Kilometri parcurși în prima zi, minus 52 kilometri, egal 297 kilometri. Deci, cu 52 kilometri mai puțin, înseamnă operația de scădere. Mai departe, am aflat kilometri parcurși în a treia zi, adică din suma dintre primele două zile, 349 km plus 297 km, am scăzut 276 de km, obținând 370 km parcurși în a treia zi. Pentru a afla lungimea întregului traseu, am adunat kilometri parcurși în cele trei zile. 349 plus 297 plus 370 egal 1016 km. Înmulțirea numerelor naturale. Am definit produsul numerelor naturale A și B ca fiind un număr natural unic, P mic, numit A înmulțit cu B. A și B se numesc factorii produsului. Operația prin care se obține produsul a două numere naturale se numește înmulțirea numerelor naturale. Am prezentat proprietățile înmulțirii și anume, înmulțirea numerelor naturale este comutativă, este asociativă, admite element neutru și anume pe numărul natural 1,
Înmulțirea numerelor naturale este distributivă față de adunare și față de scădere. Dacă unul din factorii unui produs este 0, atunci produsul este 0. În continuare am prezentat legătura dintre operația de înmulțire și relațiile de egalitate și inegalitate. Astfel, înmulțind ambii membri ai unei egalități cu număr natural, egalitatea se păstrează. Înmulțind ambii membri ai unei inegalități cu un număr natural, inegalitatea se păstrează. Înmulțind termen cu termen două egalități, egalitatea se păstrează. Înmulțind termen cu termen două inegalități de același sens, inegalitatea se păstrează. Dacă avem, de exemplu, suma A înmulțit cu B plus A înmulțit cu C, în care fiecare termen este scris ca un produs de doi factori, observăm că A este un factor care apare la fiecare produs și îl vom numi factor comun. Același lucru se observă și în cadrul diferenței A înmulțit cu B minus A înmulțit cu C. Scriind egalitatea A înmulțit cu B plus A înmulțit cu C egal cu A înmulțit cu paranteză B plus C, mai citim noi A pe lângă B plus C, sau A înmulțit cu B minus A înmulțit cu C egal cu A pe lângă B minus C, spunem că am scos factor comun pe A. Se poate scoate factor comun și în cazul unei sume, diferențe de mai multe produse. Astfel, M ori A plus M ori B plus M ori C minus M ori D egal cu M pe lângă A plus B plus C minus D. În unele situații, pentru a scoate factor comun, numărul M poate fi înlocuit cu produsul neefectuat M înmulțit cu 1. Astfel, M înmulțit cu A plus M egal cu M înmulțit cu A plus M înmulțit cu 1. Și astfel observăm că M este factor comun. Rezultatul va fi M pe lângă A plus 1. Sau M înmulțit cu A minus M înmulțit cu B minus M egal cu M înmulțit cu A minus M înmulțit cu B minus M înmulțit cu 1. Scoatem factor comun pe M și obținem M pe lângă A minus B, minus 1. Am ales câteva exerciții. Primul este cu proprietățile înmulțirii de asociativitate și comutativitate, și anume să calculăm produsul 250 înmulțit cu 2, înmulțit cu 4, înmulțit cu 579, înmulțit cu 5. Am grupat factorii astfel. 250 l-am înmulțit cu 4, pe 2 l-am înmulțit cu 5, iar 579 a rămas singurel. Și am obținut 100 înmulțit cu 10, înmulțit cu 579. Rezultatul fiind 579 de mii. Un calcul mai simplu, folosindu-mă de aceste grupări, pentru că e mult mai ușor să efectuăm o înmulțire cu 10 sau cu 100 decât, eu știu, 579 înmulțit cu 5, de exemplu, sau alte numere. Alt exercițiu. Calculați cât mai simplu. 93 înmulțit cu 67 plus 93 înmulțit cu 89 minus 93 înmulțit cu 56. Observăm că toți termenii sunt scriși ca produse dintre 93 și alți factori. Astfel, 93 iese factor comun. Pe lângă 67 minus 89 minus 56 egal 93 pe lângă 156 minus 56 egal 93 înmulțit cu 100 egal 9300. Un alt exercițiu pe care l-am ales. Se știe că x plus y egal cu 23 și z egal cu 15. Calculați xz plus YZ. Observăm că factorul comun este Z, deci scoatem factor comun pe Z înmulțit cu X plus Y egal cu 23 înmulțit cu 15 egal 345. Și un ultim exercițiu din două părți.
Dacă x egal cu 5 și a plus b egal cu 13, calculați 3 înmulțit cu x plus 7 înmulțit cu a plus 7 înmulțit cu b. Observăm că ultimii doi termeni au ca factor comun pe 7. Astfel, exercițiul nostru va fi egal 3 înmulțit cu x plus 7 pe lângă a plus b egal cu 3 înmulțit cu 5 plus 7 înmulțit cu 13 egal cu 15 plus 91 egal 106. Și un ultim exercițiu, dacă a plus b egal 20 și b plus c egal 30, calculați 3 înmulțit cu a plus 7 înmulțit cu b plus 4 înmulțit cu c. Aici, la prima vedere, nu avem niciun factor comun. Dar observăm că 7 este suma dintre 3 și 4. Deci termenul acela 7 înmulțit cu b îl putem desface într-o sumă de 2 termeni. 3 înmulțit cu b plus 4 înmulțit cu b. Astfel, din 3 înmulțit cu a plus 3 înmulțit cu b vom scoate factor comun pe 3 și din 4 înmulțit cu b plus 4 înmulțit cu c vom scoate factor comun pe 4. Obținând 3 pe lângă a plus b plus 4 pe lângă b plus c egal cu 3 înmulțit cu 20 plus 4 înmulțit cu 30 egal 60 plus 120 egal 180. Sper că exercițiile prezentate vă vor fi de ajutor sau v-au fost de ajutor. Sper că le-ați înțeles și în continuare voi posta o fișă de lucru pe care vă rog să o rezolvați. Spor la lucru! Vă mulțumesc! La revedere!